când vor veni? V-ați îmbolnăvit? Nu puteți veni astăzi? Sănătate! Jasmina? Jasmina, ce s-a întâmplat? De ce ești tristă? Eu atât de mult am așteptat să vină doamna profesoară, dar eu s-am îmbolnăvit și nu va veni astăzi. Și? Alți copii s-ar bucura în locul tău, dar tu te-ai întristat. Știi, Dragule, dar eu am așteptat atât de mult lecții de geografie și matematică. Geografie? Da, geografie, noi trebuia să învățăm sistemul solar, despre soare, pământ și alte planete. Geografie? Sistemul solar? Oh, Jasmina, eu acuși vin. Tăticu, ce faci? Jasmina, nu ce faci? Ce facem? Și noi vom face lecție de geografie. Vino cu ate. Iată ce la noi s-a primit! Acesta va fi soarele. Noi am făcut soarele! Planeta Mercur. Planeta Venus. Planeta noastră Pământ. Planeta roșie Marte. Jupiter, cea mai mare planetă. Saturn. Uranus și
Neptun. Și primul se așează Soarele. Mm-hmm. Apoi Nicuță. Deci, Jasmina, sistemul solar este alcătuit din... Soare și planete. Foarte corect, Jasmina. Bravo! Soarele e în mijloc, iar planetele de parcă dansează, se rotesc împrejurul Soarelui. Planetele se deosebesc după mărimea lor, după culoare, după temperatură, mai reci sau mai fierbinți, după distanța de la Soare și după sateliți. Tico, dar unde sunt stelele? Stelele? Stelele sunt niște corpuri cerești foarte îndepărtate de noi. Unele din ele pot fi asemenea Soarelui nostru, iar altele pot fi asemenea planetelor noastre. Iar unele puncte aceste luminoase de pe cer, pe care noi le numim stelele, pot fi chiar galaxii întregi, adică o mulțime de planete și corpuri cerești asemenea Soarelui. Ți-a plăcut lecția cu tăticu? Dacă da, atunci pune like! Tăticu a zis că dacă strângem multe like-uri, atunci mai facem lecții împreună cu el. Aștept like-urile voastre! Pa, pa!